Salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou pack opening cu 90 plus deluxe toți pack-uri și 88 plus-uri. Am făcut un nou 90 plus deluxe pe contul meu și am deschis foarte multe în aceste zile. Vom vedea acum ce vine din acest 90 plus deluxe. Foarte multe pachete în videoclipul de astăzi. Iată-le în continuare. Cu Belarabie aveam 86, a picat artul de a plerpic fix cât trebuia ca să ajungem la 87. Kane e la revedere iarăși. Și chestie care a venit la precedentul 90 plus deluxe. Și băiețește. Aia, și am rămas și cu Oblak. Dăm ceva tare că am nevoie. Altfel, e gata pentru mine. Așteptăm următoarea promoție. Deluxul. Haide, deluxule! Haide, mă. Pe cola mare. Spania, e clar. Jesus Navas. Câtă dezamăgire. E fix ce nu trebuia. Unde l-am pe Mbabu. 90 plus major toți. Hai. Am băcat ambii jucători de la player pick. Deci mă gândesc că poate dă ceva italian. Da. Lorenzo Insigne. Bun jucător. Dar n-am făcut mare șmecherie. Insigne. 90 plus major toți player. Pe ei, pe ei. Hai cu unul bombă. Haide, că se poate. German. E mijlocaș central ofensiv. Müller. Mi-a picat Müller gol de atâtea ori. Nu știu dacă a fost toți până acum acest Müller din pack. Dar vine Müller, sigur. Este aici o echipă care are câțiva jucători din Bundesliga, dar nu cred că va intra Müller. Poate dă ceva. Vedem iată cu 90 plus major toți player. Haide. Hai pe ei. Tot german, nu pot să cred. Au, e fundaș central. Mai rău. Mats Hummels, rating mai bun? Nu? N-are, are 93. Nu știu ce, aveam impresia că avea mai mult. Vreau că avea un 95. Da, 93. Oricum, are viteză foarte slabă și în această echipă e foarte bine alcătuit în defensivă. N-ar fi intrat probabil niciun fundaș. Puiol e cam lent. Aici s-ar putea găsi o altă soluție la Puiol. Deci n-ar fi rău. Încă un. Din ligile majore, marile ligi, marile campionat. Băieții grei. Haide. Cristiano Ronaldo. Olanda. Oh. Din ultimei toți vine cel mai slab din ultimei toți, De Vrij. Nu e like din partea mea. E dislike. 88 plus. Haide. Hai. Olanda, ia, nu, right back. E mai bun acest Dumfries de la PSV decât este De Vrij. Omul are 99 physical, nu te joci cu băiatul ăsta. Te-a demolat. Te-a demolat, ești la revedere dacă vine ăsta. Tapsoba, forță, bună apărare și mijloc. Dar în atac ar mai putea fi modificări. Doar în atac, eu zic că în rest e de bine. Și avem pe ambele. La FC Vaslui. Oh, ce vremuri, ce amintiri. Wesley. Cu sunt Martean, cu dribbling-urile, cu... Opa. Opa. Eee, Navas. Vezi că din 88 plus, să-ți dea din liga principală card de 94, nu este extrem de rău. Se poate mult mai rău de atât. Măcar omul are rating. Din major toți, să nu vină tot Navas, că nu ne place. Hai de cu unul tank. Spania. Jesus Navas. Mi se pare mai rău decât Keylor Navas. Că ce faci cu asta? Ăla are măcar 94 rating. Ăsta e toți principal. Mamă, toți principal.
Ce-mi place. O! Bine! Deci, aparent, dacă e community, nu contează, trebuie să fie din liga respectivă și îl pune în top 5 legi. David Alaba, între cei mai tari fundași centrali. Alaba toți. Bun, ăsta e tare rău de tot. Super pecul. La fix ar intra aici, nebun. Ai Waman, mă rog, în Vumpa. Ai Nereș, Mbappé, Nani, tare. Da, merge. Și bani? Nu mai ai bani. Deci îl vrem pe Alaba. Este simplu. Alaba back to back. Alaba iar. Hai, austriacu. Sau Neymar. Franța. Dombele. Nu m-aș fi gândit la Dombele niciodată. Fix 90. Ăsta e ăla care intră la limită. Endom. Hai, 90 plus. Încă unul. Din astea până de la un moment dat va veni acel jucător uriaș, Mbappé. Tot cam. Este din nou Ndombele, care ar fi șansele aici. Doi Ndombele de 90. Mijlocaș central ok, dar nu. Alți francezi. Avem Ben, avem Mbappé. Sau poate vine Messi și bagi direct, nu? N-ar fi frumos un Lionel Messi? Haide, la suflet. Ankara Messi. Haide. Argentina. Nu. Hai mă, era acolo omul. Este Sabitzer. Nu, nu se poate așa ceva. Dublură. Hai, 90 plus. Hai, băieți. Brazilian. Francez. Sătă. Nu e left back. O, destul de bine. Tot din ultimii toți. Un fundaș stânga extraordinar. Teo Hernandez. 99 pace pe card. 90 cu 90 defending și physical. Minunat. Iar oare dă mai bine din 80 și plus, că atunci e ceva la mijloc. No. No. Băi, băi, două la rând. Uite-l, mă, Romarinho, băi. Credeam, îți dai seama, Neymar toți Ronaldinho Prime Icon Moments. Se putea să nu-l dea pe Romarinho să luăm țeapa asta? Măcar ai ști că n-ai țeapa, că nu dă de la Etihad. Cuadrado de la Piemonte. Da. Ce să mai? Ne-au țepuit. Îl așteptăm pe Neymar să completeze această echipă nemaipomenită. Dar cred că s-a dus tot norocul la Mbappé. Mai mult ca sigur. Nu? Ah, ce be. Pacheta. Da, aproape. Cum ar fi fost? Brazilia direct. Tot din Ligonda, între aia pe care i-am tot văzut. 88 plus. Hai pe ei. Franț. Oh. Oh, de ce? Nu știu câta oară. Sunt francez, n-am arătat apucat sunt francez. E prima dată. Eduard. Hai, 90 plus. E neamț ăsta. Nu putea să-l dea pe Goretzka așa la o aruncătură. Dă pe Manuel Neuer. Ce legendă. Benul. Tot 40 în 26 de meciuri. Deci marchează cât cuprinde. Nani. Un Varan așa. Bang. Varan din 90 plus. Și s-a terminat. Franța. Dacă văd Franța și nu dăm Mbappé sau Varan,
Ne-am supărat. Ne supărăm rău de tot. În Dombele. Bine că nu e Ben dublură. Asta ar fi fost culmea. Deci 88 plus și 90 plus. Facem treabă bună cu astea? Spaniol. Da, Viera. Nu știu. E vreun spaniol bun? Toți? Care ar putea să vină, să fie rupere? Nu-mi dau seama. Oricum, l-a dat pe Viera. E o înfrângere de aici. 89 din Liga Chinei. De-aia, dacă îți dă din Liga Principală și peste 90, super. Messi. Of. Și aici fix 90? Sau îl aruncă pe Messi? Olanda. Ah, marele De Vrij. Da, e țapă mare. De Vrij și Carilio. Și ăsta e sigur din top 5 ligi. Varan și e gata. Hai, Francesc CB. Na. Muriel. Da, Muriel nimic special din partea lui. Hai. Încă, au fost foarte multe. Extrem de multe. Fără surprize. Da, Müller. L-am zis pe Müller de multe ori printre cei care vin extrem de des. Thomas Müller. Dar nu e ce trebuie din asta. Și încă un 90 plus major toți player. Ia. Surprinde-ne. Acum așa pe ultima sută. O ultimă țeapă. Lautaro Martinez. Așa, de a fi ultima țeapă să ne lase cu ochii în soare. Și acesta a fost nou pe opening. Cam atât. Deci țepe peste țepe. Argentina sătă niciodată promisul Messi și multe altele. Dar da, ca întotdeauna asta se întâmplă. Avem astăzi o nouă promoție, Festivalul Football. O să fie și cu jucători Path to Glory care pot evolua în funcție de anumite criterii. Vom afla totul la ora 8. O să fie probabil o promoție extrem de interesantă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!